seara, doamnelor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studiourile On Set. Astăzi a fost ziua lor, a pupincuriștilor, a preșurilor de care Nicolae Robu și-a șters în fiecare zi pantofii, a trompetelor care în fiecare zi îi dădeau like, share plus ode pe Facebook. Mai mult sau mai puțin? Acelor care până mai ieri ne explicau cum e cu dezvoltarea în forță și cât de important e ctitorul, ctitorul din mintea lor. Nu i-au spus chiar ctitorul Timișoarei, dar nici mult nu mai avea. Astăzi am fost, trebuie să recunosc, șocat de două declarații, de una mai mult, de una mai puțin, căci personajul care a făcut-o este unul sinistru pentru viața publică din Timișoara și pentru un partid național liberal care are printre valorile sale drepturile omului și apărarea drepturilor celor mulți și diverși. Dan Diaconu, fostul viceprimar al Timișoarei, sau, mă rog, viceprimar încă în funcție, a anunțat că își dă demisia din funcția de președinte al PNL Timișoara. Când l-am întrebat dacă are ceva să-și reproșeze, mi-a spus că da, are. Mă așteptam la un alt răspuns, ca să fiu sincer. Mi-a spus că este responsabil de faptul că nu a reușit să convingă mai mulți oameni să voteze cu Nicolae Robu. Când l-am întrebat despre greșelile lui Nicolae Robu, dacă au influențat votul, mi-a spus că liberalii aveau obligația să convingă mai mulți oameni. Și că, ce să vezi, aici este problema. Și că nu știe despre ce probleme ar fi avut Nicolae Robu. Doamne ferește, așa e când trăiești în bulă și când stai și stai și crezi că ești un mic Dumnezeu. Chiar și atunci când semnezi hârtii care duc la moartea unui om. Să nu uităm de cazul porții de pe calea Lugojului. Sau despre alte cazuri când, uite, înveloparea blocurilor către dosarul la DNA. Și nu uităm de astea. Niciodată de moartea studentului de la medicină, eu ca jurnalist nu voi uita. Oricât ar încerca mafia din primărie și cea din parchetul local să ascundă și să bălmăjească lucrurile pentru ca vinovații să scape. Nu vor scăpa. Credeți-mă, nu au cum, pentru că în țara asta mai există lege și nimeni nu este mai presus de lege. Nici măcar Adrian Stase, Liviu Dragnea nu au reușit să fie mai presus de lege. Nici măcar Traian Băsescu. Și mai putem da numeroase exemple. Cel de-al doilea personaj, sinistru, după cum spuneam, îl cheamă Ioan Aslău. Nu trebuie să vă spun mai nimic despre el, că știți foarte multe despre fratilii interlopilor. Astăzi a vorbit despre, citez, homosexualii de la USR. Un limbaj care n-are nicio legătură cu nimic de ce înseamnă dispută politică, spiritul Timișoarei, bun simț, cei 7 ani de acasă. Rămâne de văzut care vor fi reacțiile viitorului lider al partidului, Alin Nica, cel care a primit astăzi de la conducerea centrală misiunea să-și facă o echipă de conducere care va fi aprobată în cexul de luni al PNL. Dar sunt multe de discutat și invitatul meu din această seară este cu totul unul special din punctul meu de vedere. Și asta pentru că este singurul din Partidul Național Liberal Timiș care a avut curajul să fie de partea legii, să-i țină
piept la propriul lui Nicolae Robu, ba mai mult, să nu se sperie de răgnetele și tot ce ținea de Nicolae Robu, tot acel aparat sinistru de propagandă, și să facă chiar o plângere penală atunci când legea a fost încălcată în mod obsesiv de administrația condusă de Nicolae Robu. Pentru asta a fost mazilit. Și ce n-au făcut PSD-iști, au făcut liberalii în frunte cu Nicolae Robu. L-au trimis la Craiova pentru scurt timp. Invitatul meu din această seară este Sorin Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultură Timiș, puțin mutat să simtă gustul prazului de la Craiova, dar ca informație în exclusivitate vă spun că în curând va reveni acasă, căci sunt prea multe clădiri de patrimoniu din Timișoara care trebuie vegheate. Bună seara, domnule Predescu, bine ați revenit la Press Alert Live. Bună seara. Până să intrăm să discutăm, și cred că o să stăm mai mult de 50 de minute, că sunt multe, aș vrea să comentați declarațiile celor doi colegi ai dumneavoastră de partid. Ama, cât vă simțiți de coleg dumneavoastră cu ei, e și asta o întrebare. Ah, da. Cu Dan Diaconu m-am simțit o perioadă coleg de partid și îl știu de mult. Și cred că a fost o figură destul de neutră a PNL-ului. Sigur, viceprimarul primarilor, primarului Robu, nu vreau să-l comentez pe el ca om, dar declarația, sigur, înseamnă și o asumare a faptului că a fost în echipă cu Nicolae Robu. Se pare că exista această gândire comună că ceea ce fac, fac bine și doar au comunicat prost. Nu știu ce își dorește Dan mai departe. E un tip de comunicare închisă. Nu e, el n-a fost niciodată un comunicator extraordinar. Câteodată și înfrângerile trebuie înțelese, nu doar recunoscute. Trebuie înțelese și trebuie înțelese corect. Era destul de evident că acest stil, nu doar de comunicare, ci și de acțiune la nivel local, nu putea fi dus de un oraș care nu funcționează chiar ca toate orașele din România. E o variabilă sociologică, dacă vreți. Banatul n-a avut iobăgie. Și Banatul, neavând iobăgie, distanța socială între oamenii din Timișoara și din Banat e mică. Noi ne salutăm la persoana întâi imediat după ce ne cunoaștem. Avem senzația de egal între egali, indiferent ce meserie avem. Și asta face din Timișoara un oraș un pic diferit de oamenii din alte zone. Nu mă refer la o zonă anume acum, dar evident acest respect care ar veni a priori nu există. Și respectul într-un oraș ca Timișoara trebuie câștigat permanent. De aceea abordările acestea în forță nu vor funcționa niciodată și este un avertisment și pentru colegii mei de partid și pentru viitorul primar al Timișoarei. Că timișorenii trebuie convinși și nu li se poate impune ceva. Și despre cea de-a doua declarație? Sincer, e aripa PRM a PNL. Ce să zic? Dar mai acceptă PNL să aibă astfel de membri? Pentru că deocamdată partidul pierde. Este Ioana Slău de la PNL? Sincer, nu cred că mai este Ioana Slău de la PNL acum, astăzi. Dar, într-adevăr, până vineri a fost și este. Și nu cred că l-a dat nimeni afară din partid de vineri până luni. Până adevărat. Până miercuri. Datul afară din partid nu e așa de simplu, că altfel nu mai eram nicio membru PNL de mult.
Dar nu cred că mai este asumat de partid, cum a fost până vineri. A fost una din cauzele pentru care Nicolae Robu a pierdut, faptul că se înconjurase de un tip de lume improbabilă pentru un cadru universitar, cu un limbaj improbabil pentru cel pe care îl aude în mod normal un cadru universitar. Am mai povestit despre fascinația lui Nicolae Robu pentru acest tip de lume. O lume la limita civilizației, ca să fiu politicos. Bun, dar de ce credeți că spune Ioana Slău, înainte să se plângă de cei de la USR, în modul cum a făcut-o, spune: eu am fost un pic marginalizat, contribuția unei persoane din primărie care are o relație secretă cu un potențial candidat la un post de vice, acum acest mesaj e nesemnificativ. Domnul Naslău, limba română, înainte să urinați pe jurnaliști sau pe alții, mai limba română, asta dacă sunteți în stare să scriți corect. Dar o să-i dați valoare mai încolo, o să fiu lângă dvoastră necondiționat. Da, da, este, ca să zic așa, o mostră din modul de gândire și vorbire care, din păcate, începuse să ocupe birourile în sediul PNL. Cam toate? Cam toate, da. Și mă bucur foarte tare că cele birouri se vor elibera și că vor veni oameni pe care de altfel îi cunosc de mult și care au stat mai degrabă în afara sediului partidului, tocmai pentru că nu prea mai aveau ce căuta înăuntru. E o schimbare de gardă la Partidul Național Liberal. Nu că ar veni alți oameni decât cei care au fost în Partidul Național Liberal. Probabil vor veni și oameni noi. Am văzut că partidul se va deschide, dar eu mă bucur de revenirea la o normalitate, la o colegialitate firească și că am depășit acest impediment care a însemnat o structură de putere construită în jurul lui Nicolae Robu. Bun, deocamdată e doar teorie ce spuneți. Pentru că nu s-a trecut peste nimic, deocamdată în PNL lucrurile nu sunt clare. Nu aveți, nu v-ați făcut curățenie, sunt doar niște declarații de intenție. Îmi cer scuze, dar suntem la 3 zile după alegeri. Păi da, dar spuneați că gata, e marți, bine. Luni, miercuri. Sincer, sunt alți oameni în sediu, asta am văzut. Cum alți oameni? Deja sunt alți oameni în sediu. Am văzut că Ovidiu Drăgănescu, de exemplu, în duminică, simțind victoria lui Dominic Fritz și eșecul evident al lui Nicolae Robu, a apărut acolo cum n-a făcut un an de zile la niciun fel de alegere. Corect. Ca să dau un singur exemplu. Și am fost și eu, și au mai fost și alții. Și nu avea, și nimeni nu poate pretinde, pentru că nu exista timpul fizic. Abia s-au terminat de validat alegerile în alegerile locale. Nimeni nu poate pretinde că am două zile să se fi întâmplat toate evident lucrurile astea. Astăzi, dar vorbeați de schimbarea de gardă. Da, schimbarea de gardă deja cred că se face. Este evident în spatele lui Alin Nica, care are legitimitatea cea mai mare de a conduce acest partid în următoarea perioadă, pentru că a câștigat de altfel cu această piatră de moară Nicolae Robu de gleznă și totuși a câștigat cu un rezultat extraordinar Consiliul Județean Timiș. Și ca politica fiind pe voturi, evident, Alin Nica este cel care este în acest moment legitimat de populație, dar și de partid, pentru a conduce mai departe destinele PNL Timiș. Și așa cum îl știu, nu va lucra exact cu cei care l-au furat la alegerile interne, au amenințat și au sabotat campania, pentru că au fost și astfel de personaje. Spuneți că a fost furat Alin Nica?
Asta e o poveste veche de la singurele alegeri interne. Eu vreau să înțelegeți că în PNL s-au făcut alegeri interne pentru președinția filialei Timiș o singură dată în 10 ani. Deci atât de mult s-a tot speculat acea zonă din regulament că nu se fac alegeri cu 6 luni înainte de alegeri europarlamentare, locale, parlamentare sau prezidențiale, încât abia după 7 ani s-au făcut primele alegeri interne, iar atunci practic s-a constituit, acum 3 ani s-a constituit cu adevărat această echipă toxică care îl cuprindea și pe secretarul filiale, domnul Popoviciu, și pe domnul Naslău și mulți alții care de atunci sunt într-o poziție permanentă cu Alin Nica. Nu degeaba s-a constituit Glasul, acea mișcare a primarilor, unde de asemenea lider era Alin Nica, tocmai pentru că Partidul Național Liberal, dincolo de aceste personaje care ocupau sigur, primele poziții și ca vizibilitate, el avea o viață internă și a încercat cumva de-a lungul timpului să supraviețuiască ca spirit. Din ce n-am înțeles, și aici poate fi și o eroare de judecată pe care au făcut-o cei din conducerea națională a PNL-ului, este de ce l-au susținut atât de fără niciun fel de analiză anterioară pe Nicolae Robu. Și au continuat să-l susțină și nimeni nu-și asumă sprijinul de care a beneficiat până în ziua pierderii alegerilor Nicolae Robu. Da, sigur, cred că au fost și o lipsă de atenție și, din păcate, Timișoara, care n-a mai reușit să fie importantă în politica națională, a devenit neimportantă chiar și în politica internă a PNL-ului. Cred că vă sună Nicolae Robu să vă certe. Sper că nu. E undeva în spate, o să se oprească, o să-l oprim la un moment dat. Ce aș vrea să vă întreb? Există o curiozitate foarte mare a mea, da, legată de chestiunile de viață internă. Spuneați că simțiți că sunt alți oameni în interiorul PNL, în sediu. În sediu. Credeți că că toți cei care au fost lângă Nicolae Robu trebuie să facă de contul politic în interiorul PNL? Pentru că se discuta și discutam aici în emisiune cu Alin Nica, se vorbea despre, și eu am avansat această idee, care n-a fost contrazisă, de retragerea sprijinului politic pentru anumiți oameni de pe liste, Consiliul Local, Consiliul Județean, încă dinainte de validarea candidaturilor, practic îndepărtarea celor care sunt considerați că n-au respectat regulile interne de partid, că au călcat pe bec, că au făcut pușcărie și cu toate că peneliștii au semnat fără penal în funcții publice, au ajuns să aibă pe lista de Consiliul Județean un fost pușcăriaș. Și vă întreb dacă vă simțiți bine să fiți contrăitor în partid cu astfel de personaje. Acum o să iau de la sfârșitul întrebării. Un partid politic este o organizație transversală și, în general, într-un partid politic intră multă lume. Clar. Nu despre asta este vorba și n-ar fi foarte inteligent să avem, eu știu, niște criterii extrem de strâmte pentru intrarea în partid. E o variantă și asta. Nu știu de când domnul este membru al Partidului Național Liberal, bănuiesc că de mult. A venit, cred că, de pe vremea PDL-ului. Okay. Așa. De contul politic, sigur că asta și înseamnă un de cont în interiorul partidului. Și da, cred că o parte din acele liste scrise din buzunar și date pe SMS de fostul președinte al PNL sunt niște liste cu o legitimitate destul de mică, pentru că, evident, nici măcar nu au fost supuse unei aprobări colective
ca să nu mai spun că nu s-au negociat în niciun fel. A fost o conducere... dictatorială? Da, o conducere din asta de altă etichetă politică, ca să fiu civilizat. Nu înțeleg această exprimare, vă rog păi, să detaliez. Domnul Nicolae Robu a reușit să devină exponentul, un baron care era demn de alte orașe și poate alte partide. Bun, să vedem ce o să fie. Am încredere și nu e o declarație politică asta. Am încredere că în urma acestor experiențe pe care partidul le-a avut, oamenii pe care îi va alege Alinica vor fi oameni cu bun simț și vor fi de altă calitate umană. Asta este obligatoriu pentru ca PNL să conteze mai mult la viitoarele alegeri, care sunt foarte aproape. Sunt asta alegerile vreau parlamentare. Să vă întreb. În 2 luni de zile, credeți că veți reuși să ștergeți cu buretele tot ce a făcut rău echipa Robu și percepția publică pe care Timișoara, în special, care reprezintă, repet din nou, jumătate din voturile din Timiș, să ștergeți în 2 luni cu niște mișcări de imagine până la urmă tot răul făcut în 8 ani de zile de echipa Nicolae Robu? Eu cred că da, și aici însăși plecarea lui Nicolae Robu și a echipei lui Nicolae Robu deja a fost un semnal important. Unii se agață de putere din echipa. Da, o să le treacă. Și faptul că PNL-ul, în fine, deja are alți reprezentanți și există și un val pozitiv pentru Alin, pe de-o parte, cred că va mai corecta câte ceva. Sunt oameni care, într-adevăr, au votat cu PNL-ul și acum vor vota cu USR-ul și vor fi din ce în ce mai mulți acești oameni dacă ceea ce se va întâmpla la alegerile parlamentare nu va fi pe placul cetățenilor. Respectiv, nu vor pune în fața cetățenilor pentru alegeri oameni cu adevărat potriviți spiritului acestui oraș și a acestui județ. Bun. Mai discutăm despre politică. Vă las câteva întrebări pentru final, dar pentru că am câteva chestiuni nelămurite de la plecare. Tam nesam, după ce ați avut tupeul cu ghilimele de rigoare de a respecta legea și ați făcut acea plângere penală pentru trotuarele Puzzle din centrul istoric împotriva administrației Robu, fără a nominaliza pe nimeni. Din punctul meu de vedere, cred că o plângere penală ar fi trebuit făcută cu subiect și predicat, dar ați lăsat-o așa, pe faptă, nu pe oameni. A fost alegerea procuraturii să o deschidă în rem. Ok. Da? V-aș întreba așa, am câteva curiozități. 1. Cu Nicolae Robu, după acel moment, ați mai discutat vreodată? După momentul mutării, mazilirii dumneavoastră la Craiova? Nu. Deja el avea, sigur, are și acum probabil, dar importanța e mai mică. El avea acest obicei de a se supăra pe oameni și a-i bloca efectiv. Chiar dacă acest blocaj era și în real life, nu numai pe Facebook, respectiv nu mai răspundea la mesaje, nu mai răspundea la telefon, dar nu de când am fost trimis la Craiova și nici de la plângerea penală, nu știu, de cândva când i s-a părut lui că nu e bine să mai vorbească cu mine. De fapt, de când vă puneți dezvoltări în forța orașului. Da, eu am avut foarte multe episoade. Multe din ele, sigur, n-au devenit publice pentru că n-a fost nevoie să devină publice. Am avut foarte multe episoade în care încercam, de fapt, să-i rog să respecte legea. Pentru că vreau să spun lucruri despre trotuare pe care l-am mai spus, da, uite, poate lumea nu știe. Problema mare a celor trotuare e că n-au venit să ceară aviz. Că sunt urâte, asta este în secundar, că de-aia eram acolo ca să putem comenta că nu sunt urâte și că
că sunt urâte și că poate ar trebui făcute altfel, sigur. Dar ei n-au venit să ceară aviz, așa cum nu au cerut aviz în față la Catedrala Metropolitană. Așa cum foarte multe din lucrări trebuia să le opresc ca să îi forțez să aducă niște documente de obicei extrem de prost făcute. Și cred că o influență foarte proastă asupra acestor lucrări. Dincolo de, sigur, Nicolae Robu, care așa, a avut-o directorul general Culiță Chiș, care mi-a amenințat angajații, care îl păcălea sau pur și simplu, asta era discursul, că există toate formele legale, care ne făcea procese, care... Pentru că, dincolo de o echipă care se va curăța la partid, sindromul Robu trebuie să meargă, sau curățarea de această administrație va fi obligatoriu urmată și de o curățare în ceea ce înseamnă instituția primăriei Timișoara, unde ori avem numai interimari, ori avem niște oameni care au un CV și un trecut destul de ca să zic așa, da, dubios aș putea spune, și care în această perioadă, întăriți de o atitudine de dispreț față de lege pe care o avea Nicolae Robu, au plusat și au făcut destul de mult rău orașului. Acum degeaba vine și spune cel de la, nu știu, Spații Verzi că de fapt e de vină Culiță Chiș sau că Culiță Chiș spune că de vină sunt cei de la dezvoltare sau cei de la dezvoltare vor spune că sunt de vină cei de la urbanism, pentru că de fapt era o voință care se îndeplinea, după care dacă mai vrem, mai facem acte sau nu. Și din punctul ăsta de vedere, mesajul meu către viitoarea administrație a orașului, și mă bucur foarte tare că s-a schimbat această administrație, este ca dincolo de oamenii care au lucrat civilizat în primărie, să fie foarte atente la cei care pur și simplu deveniseră jupâni în orașul acesta, fără să aibă niciun fel de regulă pe care să o respecte. Bun, această încălcare a legalității, pe presaler.ro am prezentat cazuri nenumărate în cei 8 ani administrației Robu și cred că sunt printre ziariștii care, din Timișoara, care știu cel mai bine ce înseamnă încălcarea legii și până unde a mers de către această administrație, dar dincolo de chestiunile de legalitate care le rezolvă procurorii și polițiștii în primă fază și instanțele, dacă își fac treaba și ajung în instanță. De obicei se tărăgânează prea mult, așa cum se întâmplă și în cazul porții morții de pe calea Lugojului. Întrebarea mea este una de ordin practic. Avem acele trotuare mizerabile, puzzle, gata. Ce facem cu ele? Rămânem așa? Din punct de vedere legal, există o procedură numită intrare în legalitate. Intrarea în legalitate se face după ce se întâmplă acel ciclu de avizare, care trece prin comisie zonală, stăm de vorbă cu specialiști și vom căuta, evident, soluții să vedem ce se poate face cu acele trotuare care nu sunt avizate. Uneori, intrarea în legalitate înseamnă păstrarea. Sunt convins că pe anumite zone, cel puțin, ele nu se potrivesc, mai ales pe lângă clădirile istorice. Pe lângă Palatul Dicasteria. Așa, sau... acolo nu se potrivesc. Sau, și, mă rog, în zona Hotelului Continental, chiar pe lângă Palatul Dicasteria nu sunt, da. Probabil că undeva va trebui să existe în acest proces de intrare în legalitate o soluție de arhitectură, să vedem ce se întâmplă cu acele lucrări, care, sigur, în anumite locuri sunt destul de neutre pe lângă parcuri, dar în alte locuri sunt cu adevărat nepotrivite. Bun, dar să avem un centru cu petice? Cu... Cred că nu. Piața Victoriei va trebui să intre într-o reabilitare. Acolo tot pe direcția, tot în zona noastră se aruncase pisica când nu ați dat aviz. Deja mi-e
mie cumva să tot povestesc. Vă spun povestea asta, că e frumoasă. Au venit doi băieți. O să le spun băieți, cu toate că unul din ei era arhitect. Dar din primăria Timișoara? Trimiși de primăria Timișoara, cu un desen. Pur și simplu cu un desen. Nu foarte inspirat, nu foarte logic, fără niciun fel de suport în nimic altceva. Nici în veche arhitectură, nici în o filozofie, nimic coerent în acea poveste. Era un desen cum aș vrea eu să fac Piața Victoriei. Și am zis, hai veniți și cu niște variante, ele trebuie să treacă printr-o comisie, probabil și prin Comisia de A de la București. Hai să veniți cu un proiect consistent care să ne spună care e procesul. Cum ați ajuns la concluzia că asta ar fi ideea, adică un memoriu foarte clar de ce ați venit pe această soluție, ce rezolvați din punct de vedere urbanistic și toată povestea, toată dezbaterea care măcar între voi trebuia să o aveți, adică sau cu voi înși vă trebuia să o aveți. A, nu, că ăsta e desenul pe care vrea domnul primar. Poftim? Exact așa. Păi dacă ăsta e desenul pe care îl vrea domnul primar, vreau să veniți și cu alte desene. Că poate vreți și voi un desen, poate mai căutăm alți oameni să ne sfătuim, să vedem și alte variante. Am avut chiar o discuție, care a fost una din ultimele discuții pe care le-am avut cu Nicolae Robo, și am avut o discuție în care am explicat că nici din punct de vedere al timpului o astfel de intervenție nu se poate face. Și el a fost de acord cu mine, apropo de pisicile aruncate. Ce i-am recomandat atunci a fost să facă un concept general din care să aplice în fața palatului, în castelului Huniade, să facă acea piațetă care, într-adevăr, e necesară și logică. Și apoi, în momentul în care se termina, încă nu știam că va fi pandemie, se termina în 2021, pentru că asta s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut, în 2021 se va termina Capitala Culturală Europeană, să continue cu același tip de desen, cu același tip de material, care va fi fost hotărât ulterior. În momentul acela a zis, da, am înțeles că nu avem timp să o facem, într-adevăr, acolo trebuie făcute canale tehnice, sunt de schimbat până pe la 8 metri anumite țevi din Marele Canal, Stan Vidrighin, inevitabil există și porțiuni de cercetare arheologică. Ceea ce s-a făcut ulterior a fost de un amatorism crunt. Da, oamenii de la SDM care pun la spus, oameni care, sigur, dale, rearanjează dale, da, în fine, bine, rău, nu mai contează, dar să faci un trotuar șah într-o latura pieței și apoi peste drum la Catedrala Metropolitană să pui un cu totul alt tip de piatră, face ca toată această zonă care ar trebui să fie coerentă și să continue inclusiv pe lângă Hotel Timișoara, pe Alba Iulia și în această piațetă din fața Castelului Huniade. Sigur că în mod normal și așa e firesc în ceea ce înseamnă spațiile publice, ar fi trebuit să fie o coerență între toate aceste spații. Ei, nu, noi am început să facem pe bucăți, cum își făceau prin satele bănățene, fiecare își făcea trotuarul în fața casei, mi-aduc aminte trotuarele din Mehala, ba călcai pe cărămidă, ba călcai pe o bucată de pavele de beton, după care treceai pe un pic de asfalt și iar pe cărămidă și iar pe beton. Cam așa ar fi arătat centrul Timișoarei, dacă timișorenii nu s-ar fi gândit că totuși orașul ăsta merită un pic mai mult respect. Bun, și atunci vă întreb așa, 2023 este noul obiectiv, avem timp din punct de vedere al avizării și al realizării ca până în 2023 să se schimbe fața centrului, a Piaței Victoria, că despre asta discutăm? Bun, sigur, Piața Victoria pentru noi este centrul. Așa da. I-am zis întotdeauna, așa îl simțim. Nu prea mai trecem prin el, că e aproape... Când se mai schimbă primarul, acum văd că da. Mai nou s-a trecut. Da. V-am văzut în piață.
Da, nu prea se mai... e greu să treci prin el, nu prea e loc. Deși e un centru foarte mare, nu prea mai e loc. Dar, da, cred că o parte din clădirile care au început să fie renovate, sper să continue lucrările pe care merg destul de greu în acest moment, cred că o parte din acele clădiri vor fi renovate. Să vedem dacă mai încep și alte lucrări în centru. Sper să termine cu bine opera și acolo avem o altă discuție complicată pe care o va prelua prea nu vrea din zbor și administrația orașului. Sper să înceapă repede. Punerea în siguranță măcar și apoi începerea restaurării Castelului Huniade, pentru că 2023 sau 2025... Uite, creștem generații de copii care nu știu cum arată un muzeu. E o deculturalizare, practic, la nivel de comunitate. Și trebuie să vadă și copiii un muzeu. Expozițiile acelea de panouri din mansarda Bastion nu reprezintă un muzeu, chit că sunt și ele necesare. Dar copiii din vremea mea și apoi cei mai... și mai târziu știau cum arată lucrurile, animalele din vechime, lucrurile din vechime. Mergeau la muzeu ca la una dintre activitățile normale și culturale. Apropo de muzeu, Muzeul Revoluției, un proiect unde sunteți implicat, un proiect pe care Timișoara îl așteaptă de 30 de ani și vă întreb dacă până în 2023 totuși credeți că va fi gata și vom putea avea cu ce să întâmpinăm oaspeții? Sper că da. Cam asta a fost și previziunea pe care am făcut-o pentru 2023. Dar pare că nu se întâmplă nimic. Ba, întotdeauna pare că nu se întâmplă nimic. Există niște etape firești. A fost cea cu caietul de sarcini, cu notele conceptuale. Acum trebuie să pornească licitația de proiectare. E drept că ne-a mai întârziat și primăria câteva luni, pentru că dădeau certificate de urbanism ilizibile. Ba era nevoie de put, ba era nevoie de pus, ba era nevoie, nu-i voie extindere, ba se poate extindere, dar numai dacă are parcare subterană. Ba. Deci, asta e una din marile probleme ale Timișoarei, care cred că a disperat pe multă lume care a avut de-a face cu primăria. Bătea de joc de la urbanism. Urbanismul care nu are arhitect șef de foarte mult timp. A avut unul formal, care făcea o care era numit din 3 în 3 luni arhitect șef și amenințat că dacă nu, în fine. Și care nu avea autoritate asupra celorlalți. Asta e o altă problemă care... pentru noi ca instituție, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, dacă s-ar rezolva urbanismul acestui oraș, ar fi extraordinar și vă spun de ce. Repede, repede, repede. Noi așa am vrea să avem regulamente de publicitate pe care să le aplicăm. Să avem ghiduri de restaurare a clădirilor. Să avem lucruri asumate de primărie care să le fie clare cetățenilor. Nu să alergăm precum hoții și vardiștii să vedem unde a început fără aviz o lucrare primăria. Sper că lucrurile astea, sunt sigur că lucrurile astea vor înceta odată cu venirea la primăria unor oameni care doresc binele orașului și care și-au făcut din respectarea legii slogan electoral. Corect. Corect. Bun. Deci cu Muzeul Revoluției, bref, e destul de simplu. Așteptăm acum, cred că ultimul certificat de urbanism e cât de cât posibil să-l atașez unei licitații pentru proiectare. Va dura și proiectarea cât va dura. Acolo se prevede ca pe lângă clădirea existentă, în acel spațiu foarte generos din interior și unde acum e festivalul simultan la ora asta, să fie și o extindere. Va exista și acel spațiu va deveni un spațiu deschis
pentru că acea clădire avea mai multe intrări și din zona Blaga și în față spre Libertății erau mai multe arce de trecere și vrem ca el să se integreze practic în zona pietonală a orașului. Și clădirea e foarte, foarte bine păstrată, în ciuda tencuielii scorojite. Este o clădire construită militar, extrem de rezistentă și nu are probleme mari de structură, cu excepția unei travei de pe Blaga. În rest, acolo e nevoie de o proiectare de bună calitate și să transforme acea clădire într-un exemplu de arhitectură de secolul XVIII austriac, dar totodată să, pentru o funcționare corectă a unui muzeu din secolul nostru. De aceea e nevoie și de o extindere ca să ai o sală mare pentru zona de VR și de ceea ce ar însemna practic tehnologie. Să sperăm că așa va fi. V-aș întreba, când vă întoarceți la Timișoara, eu am informații că foarte curând, adică săptămânile astea acum, care vin. Eu aștept acum, dacă a fugit dictatorul, ca așa, mă rog, l-a trimis poporul acasă, că n-ar fi fugit niciodată. Da. Dictatorul. Da. Evident că de la început această detașare a avut un rol politic și însă și faptul că... S-a făcut poliție politică de către PNL cu un penalist. Da. Da, numai că PNL Timiș era condus atunci de Nicolae Rob. Da, da, știți ce remarc? Îmi cer scuze că vă întrerup, dar nu pot să nu fac această remarcă. Atunci când ați fost exilat la Craiova, nu am auzit prea multe voci din PNL Timiș, dintre colegii dumneavoastră, adorabili acum, care să spună un cuvânt public. Un cuvânt. Nici măcar pe Facebook. Pot să spun și eu ceva. Era alt context. Când am fost trimis prima dată la Craiova și apoi la Neamț și așa mai departe, aventurile mele pot fi nenumărate, era o guvernare PSD-UDMR. Eram doar de un an la direcție. Lumea nu prea se lămurise ce-i cu mine și dacă, în fine, e bine sau nu-i bine. Oricum nu aveau ce face pentru că erau într-o guvernare, ca zic așa, ostilă. Era una din metodele simple de curățare politică și alții plecaseră din acele funcții. Eu m-am încăpățânat atunci să nu-mi dau demisia și am făcut foarte bine pentru că au rămas 6 ani pentru mine extrem de buni. În care am simțit că fac lucruri și sigur că după 7 ani de activitate, prezența mea în oraș și a direcției, nu fac nimic singur, fac cu colegii mei de la Direcția Județeană pentru Cultură, devenise deja mult mai importantă și a mai fost un lucru legat de detașarea mea. A schimbat cumva percepția publică pe care o construia Nicolae Robu, cum că el ar fi o victimă, a arătat de fapt lumii că el nu e o victimă, ci că este în principal un agresor. Pentru că a fost o mișcare, de altfel, foarte proastă politic, vorbind, adică în precampanie, îți mai găsești tu un subiect pe care să fie atacat. A făcut această mișcare branchiunoasă perfect gratuit și fără niciun fel de sens. Încă o dată nu indignarea față de Nicolae Robu, nu mă așteptam la altceva mai inteligent din partea lui. Unde a venit dezamăgirea mea, pe care de asemenea n-am făcut-o foarte publică, a fost exact la cei care au acceptat astfel de sugestie. Pentru că, bun, Nicolae Robu nu considera pe nimeni coleg cu el, toți erau subalterni, dar
totuși cei cu care am lucrat ani de zile în minister sau pur și simplu colegii liberali de la nivelul național să dea curs unei astfel de cereri, acolo mi se pare mie, ca să spun așa pe scurt, mi se pare dezamăgitor. Sper ca și la nivel național să se înțeleagă că genul ăsta de metode pe care văd că la un moment dat PNL-ul le-a împrumutat de la PSD nu sunt cele mai morale și cele mai civilizate. Culmea e că nici prima dată și nici a doua oară când am fost detașat n-a venit nimeni să-mi spună în față, uite măi, asta e problema, vrem să-ți dai demisia sau asta e problema, vei fi detașat pentru că. Nu se dă nicio explicație, o detașare nu e o pedeapsă, e teoretic în interesul instituției la care te duci. Unde s-a văzut că e mai mult decât o încercare de pur și simplu de eliminare a unei probleme, este în momentul în care ai adus din primărie un om străin de domeniu și nu văd cum a doua zi pe scaunul pe care l-a ocupat prin concurs vine oricine și începe să conducă o direcție care... M-a anulat vreun act emis? Nu știu. Nu știu, până nu mă întorc în direcție. Nu, bănuiesc că nu. Bănuiesc că nu. Bine, a fost și timpul relativ. Cumva mi-am protejat colegii, ne încercând să iau legătura cu ei direct. Pentru că nici lor nu le e ușor. Pot înțelege că e viața lor de zi cu zi, sigur. În mod normal ar trebui să fie aceeași, dar se schimbă în momentul în care se schimbă conducătorul unei instituții. I-am rugat înainte să plec să respecte legea și cred că ei respectă legea. Dovadă fiind că atunci când s-au făcut acele lucrări ilegale în fața catedralei, au acționat, dar ce să vezi, am primit un răspuns oficial, n-avea cine să facă plângerea penală, căci evident, da, primăria Timișoara i-a ignorat cu grad. A fost o perioadă când n-a existat nimeni cu drept de semnătură. Ceea ce este aberant pentru instituția asta. Da, e genul acela de mișcare pe care în politică o mai vezi. Sper să înceapă să dispară, să intrăm și noi în zona procedurală. Eu nu voi fi implicat în ceea ce înseamnă mecanismele de conducere ale PNL Timiș, pentru că nu am voie. Sunt funcționar public de conducere. Iar a fi funcționar public de conducere înseamnă că renunți la niște drepturi, dar ai un anumit tip de protecție. Nu poți să n-ai nici drepturi, nici protecție. Și m-aș fi așteptat ca acele protecții legale să funcționeze mai bine. Bun, spuneați că nu puteți să aveți o funcție de conducere, dar ultima întrebare din această seară este dacă este posibil, că tot vorbeam de alegeri, să-l vedem pe Sorin Predescu ca fiind candidatul Partidului Național la un post de deputat, de senator, căci spuneați că Alin Nica și PNL Timiș își dorește să vină cu o echipă nouă, nouă în sensul de alta decât a lui Nicolae Robu, să vină cu oameni care au dovedit și dumneavoastră sunteți unul dintre cei care într-o dezbatere electorală nu puteți fi atacat ca fiind unul care a tăcut în vremea lui Rob. Dimpotrivă. Măcar pe argumentul acesta. Un răspuns dacă se poate cu da sau nu. Vă putem... Există posibilitatea, ca să fiu mai exact, de a vă regăsi... Legal, da. Dar eu, de fapt, îmi doresc altceva acum. Îmi doresc foarte tare să dăm drumul la acest proiect esențial, care este capitala culturală europeană. Eu am mai văzut cum e viața de parlamentar. Un parlamentar poate face lucruri bune. Evident, un parlamentar aflat la putere într-o comisie de cultură poate duce la rezultate interesante, dar noi avem ceva de făcut acum. Și asta e capitala culturală europeană și acolo aș vrea foarte tare să mă implic. Pentru că e nevoie de credibilitate acolo, pentru că e nevoie să readucem acest proiect
ca prim proiect pe agenda publică, poate nu s-a folosit în campanie foarte mult acest proiect. Pentru Nicolae Robu nu exista ca subiect. Exact. Și probabil că aceste campanii nu s-au construit pe capitală culturală europeană, pentru că, în fine, eu știu ce au spus focus grupurile, dar interesul real al Timișoarei în acest moment este să aducem toate resursele umane, în primul rând, și nu numai, pentru acest proiect care parcă a obosit lumea, dar care, de fapt, poate reîncepe cu un alt suflu, cu altă credibilitate și, sincer să fiu, cred că și cu alți oameni. Păi stați că cu alți oameni? Păi nu i-ați văzut deja public pe Facebook? Cumva Facebook a devenit un fel de hârtie de turnesol a societății noastre. Că am văzut mai astăzi, nu dăm nume, cum unii care erau lipiți de Nicolae Robu și au făcut, au fost alături la toate nemerniciile făcute în ultima perioadă, că astea a făcut Nicolae Robu, cu proiecte mutate pe Casa de Cultură, cu schimba statutul asociației ca președintele nu executiv, președintele onorific, da, care era primarul, să poată să facă orice. Acum, brusc, au căutat să-și pună poze cu Alinica, poze cu Dominic Fris de acum câțiva ani, când au fost la discuții și vai, ce bine. Servilismul acesta, pupincurismul, ăsta e termenul, îmi cer scuze, altul mai bun nu am. Credeți că nu face rău unui proiect dacă aceiași oameni care erau braț la braț cu Nicolae Robu în a sabota oamenii care au încercat să facă lucruri cum a fost Horațiu Rada, vor rămâne pe funcții și în punctele de decizie? Mi-ați adus aminte de Horațiu Rada și vreau să-i mulțumesc pentru ajutorul pe care ni l-a dat la garnizoana, la generalatul militar, la garnizoană. Chiar ne-a ajutat pentru proiectul tele care se întâmplă în toamna asta acolo. Revenind, eu cred că servilismul este posibil doar în preajma celor care se lasă lingușiți. Nu e vina celor care sunt servili, ei așa sunt. Vor schimba personajul pe lângă care să se dea. Dar dacă nu li se acceptă un astfel de comportament, dacă evaluările sunt civilizate și corecte și coerente, astfel de personaje n-ar mai trebui să facă parte din proiecte pe care până acum le-au distrus. Nici nu cred că se poate. E o schimbare, s-a schimbat vântul. Și cred că e momentul cu adevărat să construim un proiect comunitar, un proiect, cel mai important proiect pe care îl putem avea în următorii 2 ani, această capitală culturală. Și pentru asta, eu personal și multă altă lume suntem dispuși să sacrificăm timp, cunoaștere, deși cunoașterea parcă nu o sacrifici, dar să muncim mult pentru a vedea un rezultat al acestei capitale culturale. Cred că avem timpul acesta pe care l-am primit suplimentar și cred că am primit o șansă nouă de a o lua aproape de la zero și a construi... O dublă șansă. O dublă șansă. 2021 schimbat cu 2023, Bașca schimbat primarul. Și schimbat președintele Consiliului Județean. Și președinte. Pentru că Alin Nica este un om care știe ce sunt capitalele culturale. El a fost și este în bordul capitalelor culturale la nivelul, nu mai știu care... La nivel european. La nivel european. Consiliul Județean nu s-a implicat în capitală culturală și a fost greșeala lui. Ministerul nu s-a implicat în capitală culturală. Oricum, Consiliul s-a implicat mai mult decât primăria, pentru că să nu uităm, sediul asociației e în sediul dat de Consiliul Județean. Financiar, dar nu prin politici culturale. Corect. De aceea cred că acest proiect este totuși un proiect al primăriei Timișoara, care reprezintă cetățenii Timișoara, dar și al Consiliului Județean și al Ministerului. Și aceste trei elemente trebuie să fie foarte clare ca această capitală culturală europeană să funcționeze. Și dacă am un mesaj pentru Dominic Fritz,
dincolo de cel de felicitări, că suntem la 3 zile. Și pentru Alinica, este să nu uite cât de importantă poate fi Timișoara la nivel național. Noi n-am avut capacitatea, nu știu de ce, de fapt există niște explicații, să trimitem oameni care să aducă resurse acestui oraș. N-am avut miniștri, n-am avut oameni importanți în politică, toate filialele de la toate partidele au fost cele mai slabe filiale de la toate partidele. Chiar așa că atunci când aveau cele mai multe voturi pentru partidul aflat la putere. Nu conta. Eu mă uit la alte zone de putere din România, la Iași, la Cluj, la Argeș, la Constanța, cum reușesc să impună politici naționale și Timișoara nu are acolo în acest moment decât un al șaselea secretar de stat la dezvoltare. E absurd și de aceea cred că odată trebuie trimiși parlamentari credibili din partea PNL și sper și din partea celorlalte partide. Și apoi trebuie să existe o puternică echipă care să intre în executivul de la București, așa cum de altfel s-a și spus, și la transporturi, și la dezvoltare și evident... Poate și la cultură? Evident. Vă vedeți ministrul culturii? Când lucrezi într-o direcție de cultură, sigur că ai vrea să poți tu să spui ce se întâmplă în direcția de cultură și ai vrea să schimbi niște legi. Cred că toată lumea se poate vedea ceva. Da, cine știe. Timpul trece, alegerile sunt 6 decembrie, dacă e tot în regulă, ca să zic așa. Domnule Predescu, vă mulțumesc. A trecut timpul. Am depășit, așa cum bănuiam, timpul obișnuit al emisiunii. Vă mulțumesc, cu siguranță ne vom revedea la Press Alert Live, căci de acum mai sunt multe de lămurit. Nu am uitat să vă întreb, de exemplu, despre celebrele poduri din Timișoara care n-au fost reabilitate și poate veniți data viitoare să ne arătați cam ce trăznăi erau prezentate și propuse ca să vadă lumea la ce v-ați opus. Că știți cum e, o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Vă mulțumesc și să vedem ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, cât îl reformați, e adevărat, și cât nu, pentru că așteptările sunt foarte mari și USR vă suflă în ceafă, inclusiv în județ, după alegerile locale și va fi o bătălie pe dreapta, cel puțin în Timiș, extrem de importantă și de interesantă. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, ne revedem mâine seară la Press Alert Live cu liderul partidului care a pierdut alegerile în Timiș, deși avea declarații în campanie optimiste. Alfred Simonis, șeful grupului parlamentar din Camera Deputaților al PSD și președintele filialei Timiș, vine mâine seară la Press Alert Live. Până atunci vă spun, ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfâșie. O seară nebănuită.